Măriți să fie Domnul Iisus, Amin. Capul Bisericii, Mântuitorul fiecăruia dintre noi, care ne-a adus la viață, care ne-a transferat din domeniul întunericului în împărăția luminii dragostei sale. Slăviți să fie Domnul! Amin. În dimineața aceasta continuăm cu cartea aceasta deosebită din istoria poporului Israel, din perioada imediat următoare după ieșirea din robia babiloniană. Avem foarte multe lucruri de învățat. Știu că data trecută am trecut un pic mai repede peste aplicațiile și principiile care se desprind din cartea aceasta, de aceea o să punctez, o să recapitulez un pic, dar pentru că ieri după amiază, către seară, am simțit așa puternic din partea Domnului mesajul pe care mă gândeam la el, practic a luat o altă întorsătură și titlul mesajului din ziua de astăzi este De la pietre moarte la pietre vii. Și cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Dacă sunt greșeli de ortografie, aveți răbdare împreună cu mine, le vom corecta. Deja s-a făcut târziu aseară când trebuie să lucrez la o altă direcție a mesajului. Cuvântul lui Dumnezeu spune din Efeseni, capitolul 4, cu versetul 16, aceste cuvinte la sfârșitul unui pasaj foarte important, care e ca și o concluzie la pasajul acesta, din el tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Aceasta este lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu dorește să o facă, a început-o acum 2000 de ani, după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, după revărsarea Duhului Sfânt, și de aceea, dimineața când vă uitați în oglindă, trebuie să vă vedeți și să ne vedem ca niște pietre vii care suntem chemați să creștem în harul Domnului Iisus Hristos, în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos, și după aceea să ne zidim unii pe alții în dragoste. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apostolul Pavel își spune practic statutul lui de misiune și viziunea lui, și el împreună cu echipa de slujire din vremea lui spune: pe el, pe Hristos, îl propovădim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos, Iisus. Și el spune, subliniază, iată la ce lucrez și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Domnul nostru, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că rolul nostru este specific și fiecare dintre dumneavoastră aveți o lucrare specifică, o chemare specifică, și Duhul lui Dumnezeu vrea să vă împuternicească, să vă energizeze, astfel încât călăuziți de puterea care lucrează cu tărie în dumneavoastră, noi, să puteți să faceți lucrarea mai departe. Nu există nicio lucrare prea mică sau prea lipsită de importanță. Fiecare dintre dumneavoastră aveți o lucrare, chiar dacă stați acasă și aveți grijă de copii, sau dacă faceți o altă lucrare, acolo unde suntem, Dumnezeu are o lucrare specifică și Duhul lui Dumnezeu vrea să ne împuternicească, și El deja ne-a împuternicit dacă răspundem călăuzirii pe care El ne-o dă de fiecare dată. Uitați-vă la sfârșitul pasajului care s-a citit, ce declară Neemia: nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați, luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre.
Dragii mei, dincolo de a salva omenirea, dincolo de a merge în India, în Africa și în alte locuri din lumea aceasta, Dumnezeu ne-a dat o responsabilitate specifică, o influență specifică pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru frații, pentru surorile noastre, pentru casele noastre. Apostolul Pavel spune că dacă cineva nu are grijă de casa lui, este mai rău decât un necredincios. Dragii mei, la aceasta ne-a chemat Dumnezeu și fiecare dintre noi putem să strălucim acolo unde suntem cunoscuți cel mai bine. Străluciți în mijlocul familiei dumneavoastră. Pe alții putem să impresionăm, dar nu putem să impresionăm pe cei din familie pentru că ei ne cunosc. Ne cunosc reacțiile noastre, ne cunosc scăzămintele noastre, slăbiciunile noastre. Acolo suntem chemați să arătăm dragostea lui Hristos. Acolo ne cheamă Dumnezeu să fim reali și să fim ucenicii lui Hristos, în casele noastre. Și când avem succes în casele noastre, Dumnezeu ne încredințează lucrarea din cultura, din neighborhood-ul nostru, din cartierul nostru, din vecinătatea noastră, de la locul nostru de muncă. Mă rog atât de mult ca Dumnezeu să ne conștientizeze la aceste lucruri, pentru că avem nevoie să știm că lucrarea pe care ne-a credințat-o este atât de puternică și merită tot sacrificiul. Merită tot sacrificiul să-L slujim pe Hristos. Merită tot sacrificiul ca să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu de emoțiile noastre, nu de firea pământească, nu de poftele trecătoare și de presiunea care vine de la cultură, de la prieteni, să lăsăm vocea Duhului Dumnezeu să ne influențeze, să ne călăuzească și să ne dea în continuare perspectiva veșniciei. Dragii mei, imperii au venit și imperii au plecat, împărați au domnit și au murit, dar Dumnezeu, doar Dumnezeu, stă pe un tron veșnic și împărăția Lui nu are sfârșit. Sunt multe pasaje, cred că dumneavoastră le cunoașteți, nu o să luăm timpul necesar pentru fiecare pasaj, așa cum am zis, ne vom referi la anumite pasaje foarte importante. Al doilea aspect, legi au fost date și au expirat. Câți dintre noi mai suntem afectați acum de legea mergilor și arpărților? Poate cei din Orientul Mijlociu, din Iran și din aria respectivă. Dar aici suntem sub alte legi, sub alte forme de guvernământ. Dar un lucru este de bază și fundamental. Doar cuvântul Domnului este veșnic. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Deci, dragii mei, există o proclamație pe care Dumnezeu deja a dat-o în ceruri și proclamația aceea este veșnic, este veșnică și Domnul Iisus Hristos a spus mai degrabă va trece cerul și pământul decât să treacă cuvântul proclamat de Dumnezeu. Nu va trece nicio iotă, nu va trece niciun simbol, o virgulă sau ceva din scripturile originale ca să nu se împlinească. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, El cunoaște. Deci Dumnezeu, pentru că este în afara timpului și spațiului, are capacitatea aceasta pe care noi nu o avem ca ființe supuse timpului și spațiului, să vadă lucrurile de la sfârșit, încă de la început. Numai pe baza aceasta Dumnezeu a putut să dea profeții extraordinare. Și cele patru imperii despre care vorbește Daniel și doar trec foarte rapid, Imperiul Babilonian cu Nebucadnețar, capul de aur, apoi Imperiul Medo-Persan cu Cir cel Mare, care a fost supranumit de Dumnezeu în prorocul Isaia ca unsul lui Dumnezeu, este pieptul și brațele de argint din vedenia lui Daniel, apoi Imperiul Greco-Macedonian prin împăratul Alexandru Macedon, apoi Imperiul Roman prin Iuliu Cezar, sunt fluierile picioarelor de fier, parte de lut și parte de fier, care și la ora actuală mare influență în lumea aceasta, în Europa modernă. Și de aici se va ridica cornul acela mic, din fața căruia au căzut trei coarne, deci care are o gură și vorbește cu trufie. Toate aceste lucruri Dumnezeu le-a știut încă de la început, de aceea i-a dat lui Daniel cu lux de amănunte toate aceste detalii.
De aceea, așa cum am spus data trecută, din mesajul din Neemia, capitolul 2, anul 444, când s-a dat decretul de către împăratul Artaxerse de la Susa, era un an critic în programul profetic al lui Dumnezeu. Toate lucrurile s-au încrucișat astfel încât acest împărat să dea acest decret și acest bărbat, Neemia, să aibă o trecere deosebită și să poată să împlinească planul lui Dumnezeu profetic pentru pregătirea terenului de lucru pentru venirea Fiului Dumnezeu în carne și oase pe pământ. Uitați-vă, dacă aveți timp să faceți aceste socoteli și calcule, dacă decretul s-a dat pe 5 martie 444 înainte de Hristos, pe 30 martie 33 după Hristos a avut loc intarea Domnului Iisus Hristos pe mânzul unei măgărițe în Ierusalim, cetatea care a fost reconstruită, zidurile care au fost reconstruite de către Neemia cu poporul de atunci, trebuia să fie pregătit să se împlinească o altă serie de profeții prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și lucrul acesta este extraordinar pentru noi să cunoaștem și să ne încredem, să ne crească confidența că Dumnezeu știe toate lucrurile cu lux de amănunte. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu va fi surprins de ceva care se întâmplă în istoria omenirii sau în viața ta sau în viața mea. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! De aceea, către sfârșitul mesajului de data trecută, am spus, când acționăm conform planului lui Dumnezeu, putem să fim confidenți în bunătatea lui Dumnezeu și în proviziunile sale. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu nu te cheamă la o lucrare și te lasă cu mâinile goale. Dacă Dumnezeu te cheamă la o lucrare, și aceasta este important, să creștem la nivelul spiritual în care să ne înțelegem lucrarea în trupul lui Hristos, lucrarea încredințată nouă personal, Dumnezeu ne dă toate resursele necesare. Financiare, în ceea ce privește talentul necesar, în ceea ce privește relațiile necesare și în ceea ce privește uneltele necesare pentru a desfășura lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, când lucrarea este clară în fața ochilor noștri, cuvântul și promisiunea Domnului este: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Slăviți să fie Domnul pentru această confidență. Însă să nu uităm, lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna stârnește împotriviri. Câtă vreme nu facem nimic, nu avem prea mari împotriviri. Dar în momentul în care conectăm cu lucrarea lui Dumnezeu, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește și se intersectează circumstanțe în viața noastră și acum ne îndreptăm vertiginos în lucrarea lui Dumnezeu, dintr-o dată se ridică împotrivirile necesare. Iată ce spune cartea lui Neemia. Sambala, Horonitu și Tobia, slujitorul amonit, când a auzit de lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Dragii mei, în momentul în care vrei să faci ceva pentru beneficiu altora, dintr-o dată te trezești cu împotriviri, cu jigniri, cu insulte, cu puneri jos, cu dezamăgiri, cu ironii și cu alte lucruri de felul acesta. Și lucrul acesta de multe ori ne desumflă. Ajungem depresionați, descurajați. Dar singurul lucru care trebuie să ne încurajeze este lucrarea lui Dumnezeu. Iată în Neemia 4, versetele 1 la 3, care s-a citit probabil cu un timp în urmă. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de udei
și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei, deja bajocurile acum sunt publice. În momentul în care ești în toiul lucrării lui Dumnezeu, când ai făcut un pic de progres în lucrarea lui Dumnezeu, deja împotrivirile și bajocurile sunt publice. Și a zis, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jerfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da viață unor pietre mormântate sub mormane de praf și arse de foc? Dragii mei, v-am spus, am mărturisit, deci am citit și am recitit și am ascultat și reascultat în mai multe versiuni aceste pasaje, Ezra, Neemia, Estera și o parte din judecători, ca să am o privire de ansamblu asupra contextului istoric. Dar aseară, dintr-o dată textul acesta a ieșit în relief și în mod deosebit când a fost această întrebare, oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Și dintr-o dată în inima mea a izbucnit titlul acesta, conceptul acesta, de la pietre moarte la pietre vii. De la pietre moarte la pietre vii. Și fie ca Dumnezeu să lucreze și fiecare dintre noi să avem influență să scoatem pe cât mai mulți, cum spune în Iuda, cuvântul lui Dumnezeu, să smulgem pe cât mai mulți din foc, urându-ne până și cămașa mânjită de carne. Adică, cu alte cuvinte, să fim conștienți că lucrul acesta nu vine de la noi, ci este, trebuie să fie lucrarea influenței Duhului Dumnezeu. Principiul care stă foarte puternic este acesta, când Dumnezeu începe să lucreze cu putere, Satana ridică mari împotriviri. Nu uitați că protivnicul nostru, ca așa îi spune și numele, diavolul Satana este pârâșul și împotrivitorul copilului lui Dumnezeu. În textul acesta ni se spune că zidurile Ierusalimului au fost terminate până la jumătate. Lucrarea a progresat până la jumătate. Deci dacă lungimea a fost de aproximativ 4 kilometri, înălțimea de aproximativ 12 metri, grosimea de aproximativ 2,5 metri și să zice că au avut aproape, nu, cred că e o greșeală acolo, cel puțin 4 turnuri de observare pentru fiecare punct cardinal și aproximativ 7 până la 9 porți de trafic. Gândiți-vă că la jumătatea lucrării, dușmanii din jurul cetății Ierusalimului pur și simplu nu au mai putut să tolereze situația. Au zis, ăștia vor isprăvi și vor deveni puternici și au început să intensifice și mai mult atacurile. Până la ora actuală erau doar atacuri verbale, dar acum au zis, mergem acolo și vom folosi forța. Deci există un punct în lucrarea noastră, în slujirea noastră, în misiunea noastră, în care diavolul, ca să ne dezamăgească, ca să ne pună jos, ca să ne descurajeze și să ne pună pe linia moartă, va amenința chiar cu forța. Aplicația este aceasta. Răspunsul corect la orice iscodire este confidența că Dumnezeu ne-a chemat la o mare lucrare. În lucrarea de zidire spirituală este extrem de important ca poporul să lucreze alături, umăr la umăr, unul după altul. Efeseni 4, 11 la 16. Și am citit deja versetul 16 din Efeseni, capitolul 4. Rugăciunea este întotdeauna răspunsul corect la orice situație. Când atacurile se intensifică, trebuie să se intensifice părtășia noastră cu Domnul, stăruința noastră în rugăciune. Așa a procedat Neemia. Când luptele se întețesc din ce în ce mai mult, copiii lui Dumnezeu sunt chemați, pe lângă a munci la locul încredințat lor, să lupte în dreptul lucrării lor. De aceea trebuie să fim conștienți de luptele spirituale și să fim conștienți de
armătura spirituală pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și acesta este punctul la care am vrut să ajung, ca să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună, cum ajungem de la pietre moarte la pietre vii. Când suntem amenințați cu forța, trebuie să ne amintim de scopul lucrării, astfel încât să ne putem auto-încuraja. Dragii mei, sunt situații în viața noastră când suntem chemați la o lucrare, când lucrarea este atât de specifică, diavolul încearcă să ne descurajeze, să folosește tot felul de metode, inclusiv metoda la aceasta cu amenințări, cu forța. Dragii mei, trebuie să înțelegem că noi nu putem ca oameni să susținem viziunea lui Dumnezeu, ci viziunea lui Dumnezeu ne susține pe noi. Noi nu putem să susținem cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne susține pe noi. Noi nu putem să întărim pe Duhul Sfânt să lucreze cu putere, ci Duhul lui Dumnezeu ne întărește pe noi să lucrăm cu putere. Deci trebuie să avem confidența în ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat prin cuvântul viu și prin Duhul puternic al lui Dumnezeu. Trebuie să nu uităm scopul lucrării lui Dumnezeu, viziunea care ne-a încredințat-o Dumnezeu. De aceea, de fiecare dată, trebuie să apelăm la această viziune, și anume să nu deviem de la mersul lucrării lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Neemia, când a fost amenințat, și aceasta este într-un alt capitol, capitolul 6, spune: am o mare lucrare de făcut și nu mă pot pogorâ la voi să discut aceste lucruri. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul al înceta. Deci, dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu cere timp și timpul pentru lucrarea lui Dumnezeu trebuie protejat. Toți avem 24 de ore în fiecare zi. Ceea ce facem cu aceste 24 de ore depinde de noi și de prioritățile noastre, cum protejăm timpul respectiv pentru lucrarea lui Dumnezeu. Putem să ne petrecem timpul pe Facebook, pe YouTube și alte lucruri de felul acesta, la lucruri care nu dau naștere la nimic, nu zidesc nimic, nu progresează nimic, nu ne ajută, nu ajută pe alții. Noi decidem cum să investim timpul. Avem o mare lucrare de făcut, să nu pierdem din vedere lucrul acesta. Iisus le spune ucenicilor: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Dragii mei, dacă nu știm lucrarea care ne-a fost încredințată, va fi foarte greu să ne autodisciplinăm în ceea ce privește timpul, resursele, talentele și finanțele și alte lucruri de felul acesta, relațiile necesare. Fiul omului trebuie să pătimească mult și în final să fie omorât și să învieze. Este parte din lucrarea la care Fiul lui Dumnezeu a fost chemat. Apostolul Pavel a înțeles când a fost vizitat pe drumul Damascului de Domnul Iisus Hristos cu lumina aceea extraordinară, și el a înțeles că trebuie să vestească Evanghelia și el se justifică în felul acesta: dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să vestesc Evanghelia și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Adică, cu alte cuvinte, Pavel nu spune că Iisus Hristos mă va trimite în iad dacă nu vestesc Evanghelia. Nu la asta se referă, ci Apostolul Pavel spune: viziunea aceasta și lucrarea aceasta este atât de reală pentru mine, încât însăși gândul de a devia de a lucrare, de a încetini lucrarea, de a nu merge în misiune, de a nu vesti Evanghelia, este o imposibilitate pentru mine. Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Deci, dragii mei, în momentul în care ai conectat cu Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu și știi lucrarea, poți să rezizi la atacuri, pentru că poți să zici: nu mă pot pogărâ la nivelul acesta, pentru că lucrarea la care m-a chemat Dumnezeu cere toată atenția din partea mea.
Și Dumnezeu să ne ajute să conectăm cu aceste lucruri din punct de vedere spiritual. Înainte de a pleca la cele veznice, Pavel îi spune lui Timotei, propovăduiește cuvântul și stăruiește asupra lui când îți este convenabil, când ai liber, la sfârșit de săptămână, după ce iei vacanțele la Marea Mediterană sau altceva? Nu, la timp și de la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Dragii mei, este Dumnezeu împotrivă să mergem să ne recreăm într-o vacanță, într-un concediu? Nu. Dar și acolo Dumnezeu ne deschide uși și oportunități de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta, de fapt, îi spune Pavel lui Timotei. Și aceasta ne spune cuvântul lui Dumnezeu nou. Cu alte cuvinte, nu există un timp sau un loc în care noi luăm vacanță de la a fi ucenicii lui Hristos, de a fi martorii învierii lui Hristos. Este ceva important pentru noi să înțelegem lucrul acesta, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu și facem ceea ce Dumnezeu ne-a credințat, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, nu pentru a deveni copiii lui Dumnezeu. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Observați, în momentul în care nu practicăm o anumită disciplină spirituală, deja partea aceea emoțională, intelectuală, spirituală în viața noastră se ruginește un pic. Tinerii aceștia trebuie să practice la instrumente ca să poată să cânte un imn duminică în adunare. Frații de aici, de la cor, trebuie să practice, să facă repetiție ca să poată să aibă, într-adevăr, practica necesară să poată cânte imnul lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos, înainte de a pleca la cele veșnice, spune: duceți-vă și faceți uceniți din toate neamurile. Lucrarea de ucenicie creștină nu a expirat în secolul 1, 2 sau 3, când biserica nu a mai fost conștientă de lucrul acesta, ci este valabilă și aici și acum. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cum trecem de la pietre moarte la pietre vii? Deci acestea au fost amenințările și acestea au fost întrebările retorice ale lui Sambalat. Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate, unor pietre moarte? Toți am fost morți în greșelile și în păcatele noastre, dar Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Deci, dragii mei, noi suntem deja în planul lui Dumnezeu ca pietre vii. De aceea, în continuare, noi lucrăm la progresul spiritual prin sfințirea progresivă a omului din lăuntru, astfel încât sufletul nostru, mintea noastră, inima noastră, voința noastră să fie în mod progresiv, aduse tot mai mult la nivelul la care Duhul lui Dumnezeu ne vrea pe fiecare în parte. De aceea există o tranziție de la o cărămidă la alta, de la piatră moartă la piatră vie, există o tranziție. Și în urma a cercetărilor care s-au făcut prin multe biserici, survei și statistici, s-a ajuns la concluzia că sunt patru mari grupări care gravitează în jurul bisericilor evanghelice: exploratori, începători, apropiați și centrați. Sunt oameni nenăscuți din nou, născuți din nou, ucenici ai lui Hristos și predați total. Exploratorii încă nu l-au acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal, dar ei încă vin la bisericile și la serviciile oferite de bisericile evanghelice. Există un moment în care se face tranziția
să aibă o relație de începători și au început relația aceasta cu Iisus Hristos. După perioada de timp, ajung să ia decizia să crească, să conștientizeze creșterea și maturizarea spirituală în harul lui Dumnezeu. Și după o perioadă de timp, și nu toți, statisticile spun că numai 5% din cei care frecventează bisericile evanghelice ajung să fie părinți spirituali, să se consume pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru ca chipul Domnului Iisus Hristos să ia ființă în alte persoane. Cum se întâmplă lucrul acesta? Sunt concepte cheie care, desigur, nu avem timpul să le dezvoltăm doar într-o singură sesiune. Sunt concepte cheie care facilitează tranziția de la o cărămidă la alta. Și primul concept care facilitează tranziția de la pietre moarte la pietre vii este când oamenii înțeleg conceptul Harului Dumnezeu. When people really understand the grace of God. Și dacă se studiază cu atenție epistola Apostolului Pavel, Apostolul Pavel este maestru în a explica Harul lui Dumnezeu, procesul de justificare, procesul în care Dumnezeu îi declară pe oameni neprihăniți și după aceea ce se întâmplă după punctul acela. De aceea, copiii noștri trebuie să fie conectați la Harul lui Dumnezeu. Noi putem să punem atâta presiuni pe ei, dar câtă vreme promisiunea aceea și presiunea respectivă nu ajunge să facă conexia cu Harul lui Dumnezeu, ei sunt sub presiunea noastră ca părinți și ei se simt că trebuie să îndeplinească tot felul de cerințe din partea noastră, din partea bisericii, și câtă vreme ei nu văd lucrul acesta și nu înțeleg Harul lui Dumnezeu, tendința firii pământești, înainte ca omul să fie născut din nou, este să reziste la orice formă de religie și de control. Și cu cât presiunile noastre sunt mai mari, cu atât rebeliunile sunt mai mari, pentru că aceasta generează orice relație, orice regulă fără relație dă naștere la rebeliune. Deci numai Harul lui Dumnezeu, când conceptul Harului Dumnezeu devine clar în inimile oamenilor, ei îl acceptă pe Hristos, pentru că văd deja cum stau lucrurile, au o scânteie de claritate. Prin har am fost toți mântuiți și tot prin har vor fi mântuiți și copiii noștri și nepoții noștri. De aceea, înainte de a ne ruga pentru copiii noștri ca să facă tot felul de alte lucruri, trebuie să ne rugăm ca ochii inimii lor să fie deschiși și să vadă Harul lui Dumnezeu, să înțeleagă Harul lui Dumnezeu și să fie acaparați de Harul lui Dumnezeu. Pentru că numai Harul lui Dumnezeu este Cel care ne susține în orice situație. Al doilea concept cheie care face tranziția de la oameni născuți din nou, care abia și-au început relația cu Dumnezeu, la o relație de predare ca ucenic, este când înțelegem că noi nu putem să trăim fără Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, nu este doar conceptul intelectual teologic cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, în care zicem Cuvântul lui Dumnezeu este important și atât, sau Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic și atât. Toate aceste lucruri și afirmații sunt adevărate. Dar până nu înțelegem că omul nostru născut din nou, ființa noastră interioară ca oameni născuți din nou, nu se hrănește cu pizza și cu Burger King și cu hamburger, ci se hrănește, sau sarmale, sau mititei, se hrănește cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este tot ceea ce omul interior, persoana interioară are nevoie. Cel născut de curând are nevoie de lapte, Cuvântul lui Dumnezeu este lapte pentru el. Cel care se decide să fie ucenic al lui Hristos și acceptă chemarea la ucenicie, pentru el Cuvântul lui Dumnezeu devine hrană moale și după aceea hrană tare. Deci, cu alte cuvinte, când noi înțelegem ca și copii al lui Dumnezeu,
acest concept că nu putem trăi fără Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ceva se schimbă în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu devine real. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și pătrunde adânc în inima noastră și separă sufletul de duh, gândirea de emoții, pătrunde în adâncul încheieturilor noastre. Cercetătorii neurologi și psihologi și psihiatrii nu înțeleg cum se facă aceste conexii, dar toți când ajung să fie creștini și sunt doctori excepțional de inteligenți creștini în știința creierului, în neurologie și alte lucruri, au ajuns la concluzia că există ceva adânc în inima noastră care face posibilă conexia noastră spirituală cu Dumnezeu. Și mulți zic că există în noi the seat of connection with God. Există acolo un centru în care conectăm cu Dumnezeu. Și este normal, pentru că sufletul nostru a fost, Duhul nostru a fost adus la viață împreună cu Hristos de către Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu vrea să conecteze cu Duhul nostru și să pună Duhul nostru să fie liderul în sufletul nostru, în emoțiile noastre, în voința noastră, în viața noastră. Aspectul final este acesta, când înțelegem conceptul dăruirii, conceptul predării, conceptul renunțării la decizia euului nostru la orice nivel. Atunci când înțelegem conceptul predării totale, atunci ne putem dărui. Duhul lui Dumnezeu nu mai insistă să ne convingă, pentru că noi am renunțat la orice fel de opoziție la nivelul sufletului. Nu mai avem argumente mentale, nu mai avem argumente emoționale, nu mai avem decizii care să contrazică deciziile lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că ne pierdem personalitatea, ci noi, printr-un act al voinței, decidem să mergem în direcția chemării lui Dumnezeu. Și la aceasta lucrăm în fiecare dimineață. În fiecare dimineață ucenicul este chemat să îmbrățișeze crucea și să-L urmeze. De fiecare dată ucenicul trebuie să decidă: I am not going to listen to my old self. Nu voi asculta de vocea firii pământești. Decid să mă predau pe altarul lui Dumnezeu de bunăvoie. Deci acestea sunt concepte fundamentale și Luca 9 cu 23 și 24 spune: cine vrea să fie ucenicul meu, să vină după mine, să se lepede de el, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Apostolul Pavel spune: aceasta este o slujbă duhovnicească. Care? Să cântăm în cor, în fafară, grupuri de laudă și închinare, toate acestea sunt bune și frumoase. Sunt foarte necesare și folositoare. Dar Dumnezeu este după sufletul nostru să fie predat înaintea lui Dumnezeu. Deci aceasta este, dacă vreți, harta totală cu toate aceste lucruri. Celelalte lucruri doar le voi menționa, pentru că timpul este pe sfârșit. Următorul aspect este comuniunea cu Dumnezeu și anume viața de rugăciune. Deci începătorii se roagă doar ocazional, ucenicii frecvent, dar cei predați total se roagă în continuu, adică au început să practice prezența lui Dumnezeu în mod continuu. Citiți cartea Practicarea prezenței lui Dumnezeu a fratelui Brother Lawrence. Aspectul rațional se schimbă și devenim din robi, devenim prieteni. Exploratorii încet îi dă o șansă lui Iisus să aibă încredere în El, să-L accepte în viața lor. Prietenii devin prieteni în timp. Aproapele, ucenicul, prietenul apropiat, acum devine prieten intim. Și închei cu salutul Bisericii Betezda.
Îmi cer iertare că am vorbit destul de telegrafic și m-am grăbit și nu am stat prea mult pe fiecare concept în parte să-l deslușim și să-l explicăm. Uitați ceea ce noi salutăm alte biserici și alt fras când mergem în misiune în alte state, în alte țări. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt și țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. În Iuda 20 și 21 sunt aproape toate aceste concepte cheie. Dragostea lui Dumnezeu care este la baza harului, dar voi erați morți în greșelile voastre, dar Dumnezeu datorită dragostei lui așa de mare v-a mântuit și v-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Apoi, viața de rugăciune, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Deci aceasta deja este stăruința rugăciune. Când agonia sufletului omului, a ucenicului în rugăciune, este acum însoțită de prezența Duhului Sfânt. Și atunci ne rugăm prin Duhul. Nu mai rugăm doar să-i aduce lui Dumnezeu o listă de cereri, ci acum ne lucrăm după cum ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Și zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, pentru că este la plural, înseamnă zidiți-vă unii pe alții. Noi avem nevoie de zidirea din partea dumneavoastră, nu de dărâmarea dumneavoastră. Și dumneavoastră aveți nevoie de zidirea din partea noastră, nu de dărâmarea din partea noastră. Și în felul acesta, când punem aceste concepte împreună, când punem aceste dimensiuni spirituale împreună, ajungem să facem tranziția de la pietre moarte la pietre vii și să facem tranziția în toate aceste categorii și să urmărim intimitatea spirituală cu Hristos. Biserica Betezda, aceasta este misiunea noastră ca biserică și individual ca ucenici. Și Dumnezeu să vă zidească sufletește, să vă crească spiritual și să vă binecuvinteze pe toți de la mic la mare, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.